Vom întoarce la Evanghelia după Matei, capitolul 4, unde vom citi de la versetul 5 până la versetul 7 inclusiv. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate și l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Matthew chapter 4, starting with verse 5, notes as follows. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Amen. Vă rugăm respectul să reocupați locurile. Biserică, iată-ne din nou în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, la un pasaj deosebit de frumos, la un pasaj deosebit de instructiv pentru noi și viața pe care o trăim astăzi. Data trecută, când am fost în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Matei, la subiectul acesta deosebit de important al ispitei Domnului Iisus Hristos, am văzut și ne-am uitat în mai mult detaliu la prima ispită a Domnului Iisus Hristos. Și am văzut și ne aducem aminte că prima ispită a Domnului Iisus Hristos a fost în pustiu, unde a existat o nevoie reală, o nevoie biologică, o nevoie de mâncare. Și cuvântul sfânt ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 2, și Domnul Iisus a flămânzit. Stilul de ispită acolo, a celui rău, a diavolului, era să iei o nevoie reală a Domnului Iisus Hristos și să îl ispitească, să nu se încreadă în Dumnezeu și să-și ia lucrurile în mâinile lui. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor prete să se facă pâini. La prima ispită, după cum am observat, diavolul a falimentat. Fiul lui Dumnezeu a ieșit victorios. Aceasta a doua ispită ne arată că diavolul nu este mulțumit când falimentează o dată, sau de două, sau de trei ori. El va persista. Va încerca, dacă nu câștigă într-un fel cu o categorie de ispite, va veni în alt fel. Pe cei tineri într-o formă, pe cei căsătoriți în altă formă, pe cei care sunt mai vârstnici și cu mai multă experiență în altă formă. Iubiților, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne învață un principiu clar. Diavolul continuă toate zilele vieții noastre să ne ispitească, să încearcă să ne pierdem credința. Aceasta este, de fapt, scopul lui. La a doua ispită, contextul se schimbă drastic, radical. Prima este în pustiu, in the wilderness. Acolo împreună cu fiarele sălbatice, acolo împreună cu condiții crude, brutale, grele de a supraviețui, Fiul lui Dumnezeu supraviețuiește. Dar în a doua ispită, observați ce spune versetul 5 vis-a-vis de context.
Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, un oraș special, un oraș sfânt, un oraș ales de Dumnezeu să-și pună numele acolo pentru vecie. În acest oraș s-au aflat oameni religioși. Altă categorie pe vremea aceea de fiare sălbatici. În locul acesta era locul unde își putea face un nume destul de ușor. Locul unde putea să recruteze oameni puternici, oameni influenți, oameni cu vază, oameni care putea să ajusteze radical gândirea maselor. Și farisei, și cărturarii, și saducheii. Contextul ne vorbește despre pregătirea unei ispite extraordinar de mari. Dar nu doar orașul, ci în oraș era un loc perfect, un loc culminant, un loc unde credeau oamenii că era întotdeauna prezența Domnului. Și acesta era templul. Și era un loc de vârf în templu. În românește numit strașina templului, the pinnacle, the top point. Nu doar Ierusalimul, ci templul, și nu doar templul, ci locul cel mai înalt, cel mai vizibil în templul. Templul a fost locul în care agenții de putere și de religie se aflau. În engleză, in the temple there were the power brokers. And these guys knew how to broker power. Au știut cum să distribuie puterea, cum să țină poporul în control. Chiar bolnavi ezitau să fie vindecați. Chiar unul care a avut copilul lui tămăduit era frică, nu cumva să fie dat afară din sistem. La care diavolul a încercat să-i spună că l-a chemat Dumnezeu. Oportunitate, din nou, unicată pentru a avea influență, pentru a avea impact, pentru a avea popularitate. Iubiților, uitându-ne în acest pasaj, în acest context, contextul de ispita numărul 2, sunt cel puțin trei nuanțe prezentate în această ispită, care ne ajută să înțelegem și pe care le-am organizat sub titlul Substanță sau spectacol? Substance or spectacle? Show, entertainment. Prima nuanță, deci această ispită, în aceste trei nuanțe, prima nuanță a acestei ispite este ispita de a trăi o viață irresponsabilă sau nesăbuită sau nechibzuită sau nesocotită, crezând și bizuindu-ne că Dumnezeu va interveni pentru că ești fiul lui Dumnezeu sau pentru că ești creștin. Repet, the first temptation is the temptation to live irresponsibly because you're a child of God. Ispita prezentată în textul nostru, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în versetul 6 spune în felul următor: și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, if you're the son of God, if you're a true Christian, throw yourself down, aruncă-te jos. Cuvântul
aruncă-te jos are mai multe nuanțe. Una din nuanțele acestui cuvânt, acestei ispite, este a te arunca jos, să-ți dai drumul, fără să-ți pese unde cazi. O irresponsabilitate completă, cu o justificare. Care e justificarea? Mă încred în El. Ce te interesează? Dă-ți drumul! Feel free! Nu mai ai nicio restricție, ai o făgăduință, ai o promisiune. Claim it! Name it, claim it. Numește-o, primește-o. Că tu îl obligi pe Dumnezeu. About that. Sounding a bit familiar. A merge împotriva legilor lui Dumnezeu, lăsate de Dumnezeu, crezând că noi îl putem obliga pe Dumnezeu să intervină în viața noastră, că mintea noastră este egală cu mintea lui Dumnezeu și că noi știm exact clar toate detaliile providenței lui Dumnezeu. O mică observație înainte de a merge mai departe. Observația este aceasta. Diavolul avea menirea, jobul, serviciul diavolului, era limitat. Puterea diavolului era limitată. Este sus pe strajina templului. He's on the pinnacle. All you need to do is touch. And he falls. Can the devil touch? No. What must he do? He must convince you to throw yourself. El nu te poate atinge, el nu te poate împinge, te poate ispiti, se poate juca cu mintea ta. De aceea luăm orice gând și îl facem rob ascultării lui Hristos. Nu putem spune ca și americanul, the devil made me do it. Diavolul m-a făcut să o fac. Nu, tu ai făcut-o. Take personal responsibility. Da, iubiților, diavolul n-a putut să-l arunce. Trebuia să-l convingă pe el să se arunce. Adeseori, și noi suntem ispitiți să credem că putem trăi în irresponsabilitate. Nechibzuiți, nesăbuiți, nesocotiți, că Domnul ne va purta de grijă. Și aducem un component religios în această nuanță. Credem că putem neglija cuvântul lui Dumnezeu fără a plăti prețul. Este o viață nechibzuită, nesăbuită. Credem că nu-i nicio problemă dacă n-avem o viață de rugăciune acasă. We're strong. Este o reinterpretare a providenței lui Dumnezeu în mântuirea noastră. Once saved, always saved. Iubiților, orice mântuit veghează. Domnul Iisus Hristos este un trup viu, pentru că capul bisericii este viu. Și capul bisericii ne-a spus să ne adunăm, să nu neglijăm adunarea noastră. Nu putem neglija părtășia sfântă fără a plăti un preț. Vom fi atacați mult mai ușor, mintea noastră va deraia mult mai ușor și când suntem aici avem obligația fiecare din noi să ne îndemnăm unii pe alții, nu la bârfă, nici la plângeri, ci la dragoste și la fapte bune. Nu pot otrăvi pe alții fără să nu fiu otrăvit.
You have to have venom in you to give venom out. Și nu suntem scorpioni. Și nici cerpi. Ci pacea lui Hristos trebuie să domnească în mijlocul nostru. Nu putem crede sau să ne bazăm că suntem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, suntem mântuiți, am încheiat un legământ cu Domnul, am avut experiențe extraordinare cu Domnul, slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile acestea, dar dacă acestea au fost reale, atunci vom veghea în rugăciune, atunci vom sta aproape de Domnul și vom veghea asupra vieții noastre. Amin. Da, iubiților, fratele Crist a citat în limba engleză Proverbe 6:27, care merită recitat și în limba română. Poate cineva să ia foc în sân fără să se aprindă hainele? No, you're gonna pay the price. Și apoi când suntem în criză, încercăm să punem vina pe diavolul și chiar pe Dumnezeu. Te uiți la unii, plângi cu ei, te rogi cu ei și la început, auzi, dar cum? Ce s-a întâmplat? Auzi, diavolul m-a făcut să o fac. The devil made me do it. Bine că nu spun că God made me do it, dar ăsta e următorul pas. Bisor, nu diavolul ne-a aruncat și niciun caz Dumnezeu nu ne-a aruncat pe niciunul din noi în păcat, ci noi de bunăvoie ne-am aruncat. Știu că deja am citat textul acesta, dar l-am citat pentru a fi mai ușor să-l prindem acum. Iacov 1:14-15 face mult mai mult sens în contextul acesta. Ci fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Și apoi, pofta, când a zămizlit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată înfăptuit, ce aduce? Aduce moartea. Dar, iubiților, din punct de vedere a vieții noastre spirituale, nu putem să trăim o viață nechibzuită, iresponsabilă, crezând că avem imunitate diplomatică. Arătăm pașaportul. Diplomatic immunity, that doesn't work. Dacă avem pașaportul de imunitate diplomatică, aceasta ne inoculează să urâm păcatul și căile celui rău. Și oriunde am fi, știm că diavolul nu ne poate forța să facem nimica. We do it ourselves. That's called personal accountability. It's called personal responsibility. În nuanța aceasta, tot la prima nuanță acestei ispite, adeseori este tentația să ne abuzăm trupul nostru. Uitând de ziua de odihnă, un frate român care avea tendințe mai sensibile a sufletului, când a căzut într-o stare mai gravă, a spus în vechime, cel care călca ziua sabatului era ucis cu pietre. Acum nu, și nu suntem adventiști, don't worry. Acum nu mai trebuie nimeni să ne omoare cu pietre, căci atunci când călcăm ziua sabatului, ne omorâm noi. Nu uitați, fiecare din noi avem nevoie de momentul de odihnă și pentru trupul nostru. Cu o mică specificare. Aceasta nu-i duminică dimineața. Și nici duminică seara. We have to come to church. God bless you all for being here. And God bless you who are at home who couldn't be here. Take your Advil and your Tylenol and come tonight.
And those of you who are here, there's not, it's Sunday morning and it's Sunday night. It's the day of refreshment. It's the day of, for us, it's a day of work. For you, it's a day of work too, but a little more relaxing there. Nu este păcat, ci este indicat. Așa a fost făcut trupul acesta și aceasta este porunca Domnului. 6 zile să faceți treburile voastre. Dar în ziua aceasta este ziua închinată Domnului. Doamne, dă-ne harul să ne înviorăm sufletul, să ne răcorim sufletul. Apropo, de aceea când venim la biserică, haideți să ne ajutăm unul pe altul să fim răcoriți, înviorați, nu împovărați. De la învonul bisericii suntem cu toți frații care slujesc încurajați, îmbărbătați, instruiți în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. With God's help, we do our job here. But you have to do your job too. Pentru că în trupul Domnului Iisus Hristos sunt multe mădulare și nici unul nu este pus degeaba. Fiecare are o slujbă specială. Da? Sau unii care refuză tratament normal medical pentru tratarea unei probleme medicale. Cum răspuns pios? Eu mă încred în Domnul. Bisericul vorbesc ca și un păstor pentecostal care cred în vindecarea divină, care personal am experimentat vindecarea divină și care mă rog pentru vindecarea divină. Au existat situații în viața și în slujirea pastorală în care persoane au fost bolnave grav de cancer și am pus biserica la post și la rugăciune. Și după o săptămână de post și de rugăciune, împreună cu frații lucrători, așa cum scrie în cuvânt, ne-am rugat împreună cu toată biserica și prezbiterii bisericii au fost chemați să-i se facă ungerea. Și după care a fost la tratamentul medical și s-a arătat că cancerul este tot acolo. Și atunci răspunsul a fost clar, Dumnezeu a decis în suveranitatea Lui cea mare și minunată să se folosească de mâna medicilor pentru a lua o metodă normală, dar divină, că doctorul taie, dar cine vindecă? Tot Domnul. Lucru interesant, într-un caz, a fost că femeia cu cancer la colon a avut operație și înainte de operație s-a arătat clar că era metastază la ficat și mai departe. După operație, care a fost reușită, cancerul dispărut, RMN-ul a arătat că nicio pată de metastază nicăieri. Dumnezeu a făcut partea care numai El o poate face. Amin. Și oamenii au făcut partea care Dumnezeu i-a ajutat să o facă. Ce criticați am fost! N-avem credință, împingem pe oameni la doctori. Da. Ne interesează de viața fiecăruia și nu putem să ispitim pe Domnul Dumnezeu nostru. Nu, nu trăim o viață iresponsabilă și în niciun caz nu trăim o viață nesăbuită. Prima nuanță acestei ispite. Am crezut că termin toate trei, dar uitați că timpul trece ca de obicei atâta de repede. Și a doua și a treia nuanță permite cel puțin, este nevoie de cel puțin 20-30 de minute de a le explora. Și ca atare, cum spunea mama odată când m-a pus să fac curățenie acasă, mă băiete, nu fușeri. La curățenie pe genunchi cu cârpa aceea puteam fușeri. Dar este prea frumos cuvântul lui Dumnezeu și aplicația lui. Să nu fim foarte atenți la acest cuvânt.